Slătinenii se pot bucura de soare și apă în zilele caniculare după multe luni de așteptare. În zilele norate vor putea petrece timpul liber aici, răsfățându-se la centrele spa sau de înfrumusețare, plimbându-se cu bicicleta sau rolele, dar și practicând un sport pe unul din numeroasele terenuri sau mergând la sala de fitness. Mi se pare o chestie foarte frumoasă, interesantă, mai ales că la noi slătinenii nu aveam parte de așa ceva. Trebuia să mergem în alte orașe pentru a ne distra, ne petrece timpul liber. Cred că voi merge împreună cu prietenii mei, deoarece cred că este foarte important să facem un not și cred că e și o foarte bună oportunitate de a ne distra. Cum ți se par serviciile și prețurile practicate la Clubul Nautic? Sinceră să fiu, prețurile mi se par excelente și serviciile la fel de bune. Se anunță o vară plină de distracții la Clubul Nautic Plaja Olt. Acesta își deschide porțile și începând de luni, slătinenii pot să se destindă în centru spa, să facă sport sau să se plimbe cu rolele sau bicicleta. Pentru slătineni și nu numai pentru aceștia, ci și pentru locuitorii din zonele învecinate, Clubul Nautic Plaja Olt presupune o alternativă la petrecerea unei vacanțe de neuitat, spun eu, pentru că oferta noastră este foarte variată. Mă refer aici la piscine, care vor funcționa în perioada sezonului estival, dar și la terenurile de fotbal, de tenis de câmp, terenurile de volei dotate cu nocturnă, sala de fitness, saune, spa, un centru spa, un centru de îngrijire și înfrumusețare, un teren de mini-golf. Toate acestea vor fi oferite slătinenilor începând de astăzi. Astăzi când sărbătorim și Sfinții Împărați Constantin și Elena și organizăm o zi a porților deschise la Clubul Nautic Plaja Olt. Proiectul Clubul Nautic Plaja Olt are o valoare de peste 36 de milioane de lei, fonduri europene și va fi cel mai modern centru de agrement din Oltenia. Plaja Oltului se va deschide la începutul sezonului estival, la 1 iunie.